Pentru implementarea celor două proiecte au fost alese clădirile și terenul de la fostul liceu de chimie, unde a fost mutat temporar Colegiul Național Mihai Eminescu. Aici ar urma să funcționeze un centru de învățământ dual, iar primarul anunță că s-au făcut deja primii pași în acest proiect. Unul din obiectivele importante pe care le-am fixat în zona educației a fost să avem, după modelul Școlii Germane Kronstadt de la Brașov, învățământ dual la Buzău, după același model, având tutore chiar Școala Germană Kronstadt, noi am demarat acest proiect, respectiv discuția cu companiile din Buzău. Sunt înscrise peste 20 de companii în acest proiect, iar în momentul în care, sper eu, la începutul anului viitor, Colegiul Eminescu merge pe strada Independenței, acolo, în clădirea pe care o refacem acum, aici să începem lucrările pentru a transforma aceste clădiri, acest loc, să-l transformăm într-o școală performantă, o școală profesională în care să adunăm aici elevii, profesorii cei mai buni, un director bun care să ne ajute în acest proiect. Odată ce va funcționa o unitate de învățământ profesional dual, există premizele pentru deschiderea unui centru universitar tehnic, spune edilul șef. Intenționăm ca aici să aducem facultăți tehnice, deocamdată filiale ale marilor universități tehnice din România, după care, de ce nu, în timp, nu știu când se va întâmpla treaba asta, și o universitate tehnică la Buzău, dar trebuie să facem primii pași. Și acest prim pas este să transformăm acest liceu, acest loc, care este foarte întins, în vreo 3 hectare aici, cu terenuri de sport, cu sală de sport, cu cantină, cu două spații, cu cantină-restaurant, de fapt, cu spații de cazare, astfel încât să poată fi extrem de atractiv pentru copiii buzoienilor și nu numai, pentru că suntem în mare deficit de forță de muncă și intenționăm să aducem și pe modelul de la Brașov, să aducem copiii la studii de peste tot, chiar și din Republica Moldova, de ce nu, și să rămână la muncă și să trăiască aici, la Buzău. Cele două obiective sunt strâns legate de momentul în care clădirea Colegiului Național Mihai Eminescu va fi redeschisă după perioada de reabilitare, iar astfel imobilele fostului liceu de chimie să fie eliberate.